gândesc la fel, în sensul că nu trebuie să mă opun atacului, ci să preiau energia lui, să o duc din nou împotriva lui. Și oamenii ucid. Dacă ai făcut așa, câte eu îl duc în față. Dacă faci așa, nu mai poți fi în urmă. Da? Încearcă să nu mai murești. Da? E greu. Da? Poți fi în urmă. Atacul era slamea, slamea, inițială, se trebuie să slamea. Aici nu poți să ține. Deci în toată partea unde el poate lovi, aici, 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 este greu să mă treci, da? Deci mă pot să ridic. Aici. Da? Că mă pot să ridic cu partea asta. Da? Deci o să facem acest exercițiu. 1, 2. De două ori. Da? 11, 12, 13. Da? A treia oară? Da? Ok. 1, 2, 3. Nu pot să iei să fac scara asta aici. Apoi stimuleze o rigură la abdomen. Da? Este o păcărare. Da? Am ieșit afară. O rigură care a făcut din drept aferit. Am dat asta în formă de jos. Acest exercițiu care arată foarte bine ideea pe care o folosește echidou. Da? Timpul, dar sunt la exterior, folosiți mișcarea mea ca să mă țin părere. Folosiți la mână. Bun, acesta este exercițiul. 1, 2, 3, 4. Dacă vă uitați puțin, în general, mâinile oamenilor sunt egale. Sigur că diferența de înălțime foarte mare este o diferență și de înălțimea noastră. Блок нельзя. А как если болезнь хотят смешать? Вот, да? Окей. Или же для 20-го национального оператора. Сейчас главное, да? Здесь важно, да? Deci în loc să încerc să îmi să ieșeți, n-am nicio șansă. Nu se spate stava asta, mă imobilizează. Că dacă sunt imobilizează, nu așa. Da? Cel mai întâlnit cu putință, dacă nu mă pornești și nu încerc să ies, pot să ies. Poporul meu, mă lasez, mă apropii de el, da? Agresorul trebuie păcălit. Păcălit. Deci, când l-a păcălit, da? Nu știu. Uitați. Blocat. Blocat. După adică se țin la pe mână, da? Dacă al doilea partener este în spatele lui, urmează să vină și el să înatație, da? Am lovit, da? Deci folosesc iniminagii, folosesc tehnica pentru a rezolva anumite situații, nu situația asta. Orice situație. Deci, pot să fac ori așa, dar folosindu-l pe vechi uscut, când îmi convine să-l dau jos, da? Să-l preiau pe celălalt, pe care îl folosește celălalt vechi ca un uscut potriva celuilalt. Deci, aici îmi permite să folosesc agresorii de unul sau de doi, sau pe toți agresorii mei, da? Se fac să se lupte în un moment punctual. Da? Thank you.